fără permis la volanul autoutilitarei prin ticușul nou. Nu puțin sunt tinerii care riscă să urce la volan deși nu au carnet de conducere, de multe ori fiind prinși și alegându-se cu probleme cu legea. La fel s-a întâmplat și luni după amiază în jurul orei 17, când un tânăr de 19 ani a condus o autoutilitară pe raza satului Ticușul Nou, comuna Comăna, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunei de conducere fără permis, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente.